Deci acolo primăria a făcut o mare gafă și Ministerul Culturii trebuia să o ia la întrebări această administrație a Clujului. De ce? Pentru că acolo e patrimoniu de categorie A. Deci nu are nimeni voie să se atingă. Mă refer la cetatea, fosta cetatea. Fortăreața Boban. Fortăreața Boban. Da, da. Fortăreața Boban care trebuia să fie conservat. Din păcate, imediat după 90, doamna care avea hotelul de aici s-a dus pe cetățuie, dar înainte de asta, vă spuneam că n-a fost o gândire de ansamblu până în mai recent. Pentru că cetățuia avea o poziție deosebită de punct de vedere al imaginii orașului, deci acolo nu la 360 de grade, dar la 200 de grade poți să vezi tot orașul. Întreaga evoluție de avea la picioare Clujul medieval, după aia aveai Clujul baroc și așa mai departe. Este asta, de exemplu, în anii 70, cetățuia, acolo era un restaurant și se, mă rog, se practica și un anumit sport în zona respectivă. După aceea a venit Institutul de Proiectări și a zis, domnule, hai să valorificăm cetățuia. Și atunci a apărut un concurs intern și s-a făcut proiectul de hotel. De ce spun asta? Că s-a făcut repede, numai puțin, pentru că se dorea de către cooperația meșteșugărească să facă un ansamblu școlar pe plus, în care... Este seamănă cu hotelul din Costinești. Mie mi se pare că seamănă foarte mult cu hotelul din Costinești. Dar în zic să discutați cu proiectat. Ok, bine, scuzați. Deci, iar în sistemul de spații verde care vă vorbeam și care a apărut și în presă, a apărut și volum la UBB, era un circuit, deci la cetățuie, se mergea spre Hoia și așa mai departe, și făcea legătura, se punea, era un parc care trebuia să... spre pentetura Tumpului. Da, și se ajungea după aceea la Colina, care trebuia să fie parcul pentru, sau grădina publică pentru mănăștureni. Dați-mă, se făcea circuit în jur? Exista posibilitatea să se facă acest se putea ajunge la o suprafață care depășea indicatorul de la Pitești, de cei 16 metri pătrați. Asta s-a mai putea face și astăzi, dar cu bunăvoință. Nu poți să faci decât Miramaș să se face. Nu se mai poate face. Miramaș, domnul oraș. Eu o să mă ocup puțin de în presă, de chestia asta, ce zice domnul Bortovar.